11 și 15 minute, suntem live pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, iar alături de noi în această dimineață se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, prin intervenție telefonică și proaspăt reales pentru un nou mandat la primăria municipiului Cluj-Napoca. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sunteți alături de noi. O noapte lungă, dar și rezultatele sunt pe măsură. Până acum aveți undeva aproape 75%. Lucrurile nu se mai pot schimba din acest punct de vedere. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație și încă din start încep cu un cuvânt de mulțumire și cuvintele nu prea pot acoperi ceea ce aș vrea să spun clujenilor pentru uriașa încredere pe care mi-au reacordat-o mie și echipei Partidului Național Liberal, atât la primărie, Consiliul Local, cât și pentru Consiliul Județean și, evident, pentru domnul președinte Tișe. Vreau să știe clujenii că simt o uriașă responsabilitate pe umeri și voi încerca în fiecare zi să nu-i dezamăgesc, așa cum am încercat de fiecare dată când am primit încrederea lor pentru un mandat și sper ca și de această dată să mă pot ridica la nivelul așteptărilor lor. Domnule primar, un scor foarte mare obținut de dumneavoastră, 75%, și totodată și Partidul Național Liberal a obținut la Consiliul Local aproape 55%. Cum vi se pare acest rezultat? Aveați așteptări să se ajungă la aceste cifre? Mă așteptam să ne reinvestească cu încredere clujenii, pentru că ne-am dat silința din prima zi de când am fost ales împreună cu colegii mei, cu știința pe care am avut-o, să facem cât mai multe lucruri bune pentru Cluj, dar recunosc că mi-au depășit așteptările, încrederea pe care clujenii mi-au acordat-o, mie și echipei PNL, echipei de consilieri locali. Mă bucur că am primit un vot de echipă până la urmă și asta ne va da posibilitatea să avem cadru legal ca ceea ce este în derulare să se poată și implementa. De aceea spun și la cu și colegilor mei, cea mai mare bucurie este să pot să pui în practică lucruri pentru care oamenii ți-au acordat încredere. Iar în privința mea, ce să spun, clujenii m-au inventat și reinventat politic, ceea ce sunt le datorez lor. Fără ei eram în continuare un simplu profesor universitar sau avocat, dar ei m-au inventat în 2000, prima dată când am mers în Parlament, mi-au dat uriașa încredere în 2004, în 2012, când majoritatea țării nu mai credeau că pot să fac ceva, mi-au dat această șansă și după aceea în 2016, acum din nou în 2020. De aceea, cât o fi în funcția asta, nu o să am liniște până când o să fac lucrurile cât mai bine cu putință, după știința și priceperea pe care o am. Ce urmează după ziua de astăzi, domnule primar? Urmează muncă în fiecare zi. Noi și ieri și alaltă, și ieri și poimâine, și alaltă, ieri și astăzi, suntem la datorie. Astăzi o să mergem, de exemplu, acolo la Pădurea Clujenilor, un nou parc, pădure, care îl facem în sfârșit în Someșeni și pentru zona respectivă, așa cum am promis, calitatea vieții în fiecare colț al orașului. Vom planta primii 150 de arbori cu balot din 1500 cât vor fi plantați acolo, astfel încât lucrarea aceea să fie gata anul viitor, la fel cum va fi gata și baza sportivă din Gheorgheni, la terenuri din Mănășturi. Și fiecare colț, repet, al orașului trebuie să aibă acces la aceeași calitate a vieții. În rest, împingem înainte proiectele despre care știți, sunt 118 proiecte în derulare, unele mai mici, altele mai mari, dar pe fiecare trebuie să le împingem mai departe. Și vă spun un singur lucru, cu muncă, că nimic nu se poate fără muncă. Până la urmă, dacă cineva crede că poate reuși în viața asta fără muncă, sunt șalambadi. Poate, pe termen scurt, să câștigi la lot, ai un succes, dar dacă nu muncești, nu-ți vezi de treabă, serios, pentru orice domeniu nu se poate asta fără muncă. După care, ca primar, trebuie să ai viziune și proiecte prin care să implementezi viziunea care ține de cea mai bună calitate a vieții pentru oamenii pe care îi reprezinți. Iar această viziune noi la Cluj am făcut-o împreună cu clujenii, împreună cu experții și ne-am stabilit drumul corect. Și ceea ce mai spun și colegilor de multe ori și o să insist,
unește și nu dezbina, pune cărămizi și nu dărâma, să ai atitudine de a lucra în echipă și nu de ego, și nu a pune ego-ul și ambițiile și frustrările tale în fața obiectivelor care țin de interesul public, să promovezi toleranța și grija față de toți, un oraș în care nimeni să nu fie abandonat, și să îți motivezi echipa cu care lucrezi, să simte că e mândră de ceea ce faci pentru și ce se întâmplă cu orașul pe care îl reprezinți, să-ți placă oamenii, și astea sunt foarte importante, să-ți placă oamenii și să-ți pese de problemele lor. Să faci cât mai mult bine în fiecare zi, pentru că, până la urmă, asta e esența unui administrator al orașului, să faci cât mai mult bine și să-ți pese, să-ți placă oamenii pe care îi reprezinți, să nu fii captiv unui grup de interese și să nu fii preocupat de îmbogățire personală sau de grup. Pentru că dacă în funcțiile astea de asta te preocupi, n-ai ce căuta, du-te și caută deloc în altă parte. Și tot legat de asta, evident, să atragi cât mai multe fonduri europene, norvegiene, elvețiene, bugetare sau de orice altă natură, ca să dezvolți orașul. Dacă te bazezi numai pe banii și taxele locale, nu vei reuși niciodată să modernizezi. Noi aici am fost un campion al absorției fondurilor europene, peste 1 miliard de euro, și mai avem de 2 miliarde de euro proiecte în diverse faze de implementare, bani care am adus din afară. Că dacă așteptam să facem totul din banii doar a clujenilor, cu siguranță am fi rămas cu mult în urmă. Deci e mult de lucru în fiecare zi, în fiecare moment. Important este să-ți dai interesul prin muncă. Cum vi se par rezultatele obținute până acum parțiale, este drept, la nivel național de Partidul Național Liberal? Păi, e un moment de istorie pentru PNL. Pentru prima dată are niște rezultate care îl poziționează ca primul partid politic și la alegerile locale. A câștigat europarlamentare, a câștigat prezidențiale, acum câștigă alegerile locale și o salut înțelepciunea de la București. București se trece prin ceea ce a trecut Cluj în 2004. Se desprinde definitiv de o anumită etapă, de anumite perioade. Fiecare oraș are obligatoriu trece prin anumite etape. Unii trec mai repede, alții mai încet. București ne-au stat ca mult într-o etapă care i-a ținut în urmă prin blocajele avute. Că practic, acum nu că sunt de partid, dar practic de la Băsescu și Videanu, capitala n-a mai avut primar. N-a mai avut un primar cu o viziune, un primar care să genereze proiecte și care să ducă în secolul în care trăim. Acum, într-adevăr, iată că PNL-ul cu USR-ul împreună au lăsat orgoliile deoparte și au reușit să schimbe primarul general și să ducă București într-o altă direcție. Deci eu consider că este de departe cea mai mare victorie a dreptei până la urmă și a PNL-ului, pentru că și PNL-ul a avut un rol decisiv, fundamental. Că fără PNL, în ecuația aceea, Nicu Șordan nu era primar general, dar punând toți împreună au realizat un lucru extraordinar. Deci PNL-ul este câștigătorul acestor alegeri locale, dar și responsabilitate tot pe umerii lor. De aceea zic că știți cât de greu se câștigă încredere și se pierde într-un foarte rapid. Deci dacă PNL-ul nu va fi suficient de dinamic în perioada următoare să se acordat la uriașa încredere cu care a fost investit în Cluj și în multe părți, evident că șansele noastre se vor diminua treptat. Dar, repet, așa cum îi văd pe cei care conduc, așa cum îi văd, de exemplu, Voimistru Bode aici, din Saraj, de la noi, cu care am deblocat cele mai mari proiecte care țin de viitorul Clujului, și centura metropolitană, și trenul, și metroul, și legarea Clujului la autostradă. Adică am cu cine discutam, cu cine lucra, am parteneri în interes public și nu le cerem bani. Deci cerem să ducem bani europeni acasă, alții gratuit, nu să luăm din alte părți ale țării. Deci, de aceea cred că această victoria PNL-ului la nivel național va consolida poziția politică și sper că am înțeles cu toții că lumea merge foarte repede. Așteptările oamenilor au crescut foarte mult. Oamenii vor meritocrație, oamenii vor transparență, oamenii vor să vadă omul potrivit, altul potrivit, vor ca problemele oamenilor să fie tratate cu prioritate, respectate, vor să utilizăm inovarea, tehnologia, digitalizarea în sprijin și în folosul oamenilor, să avem investiții, locuri de muncă mai bine plătite, să găsească oamenii în străinătate. Adică lucrurile astea, dacă nu le înțelegem, avem o problemă. Dar la Cluj, eu mă bucur că am reușit să stăm în așteptările oamenilor și cel mai greu este să nu-i dezamăgim. Da, se pare că în continuare, la cum arată rezultatele și ceea ce spuneați la începutul emisiunii, în continuare va fi la Cluj și la Cluj-Napoca, așa cum le place tuturor să zică, tandemul Boc-Tișe. Și la Consiliul Județean lucrurile stau destul de bine pentru Partidul Național Liberal. Categorii, da, este munca lui Alin Tișe de un mandat care, iată, e reconfirmat cu un procent covârșitor, din nou peste 50%. E munca unui președinte de organizație, că trebuie să ne înțelegem că toate lucrurile acestea se întâmplă într-o strategie și într-o echipă.
fără Daniel Buda, care, repet, cu echilibru necesar cu știința, cu dorința de a promova și susține Clujul în orice domeniu, de a rezolva problemele ale primarilor, ale celor care se confruntă împreună, așa cum eu la Cluj, de exemplu, cu Dan Tarcea, partenerul și colegul meu, în fiecare zi ne consultăm și luăm decizii și ne străduim să mișcăm lucrurile înainte. Și aici la Cluj, o echipă întreagă, repet, a lucrat astfel încât să meargă lucrurile cum trebuie. Și beneficiem și de un sprijin din partea unei instituții imparțiale administrative, dar extrem de importante în ecuația asta locală, Prefectura Județului Cluj, unde prefectul Abrudean este o surpriză extrem de plăcută pentru toată lumea care a reușit să lucreze deja cu el, să-l cunoască și pentru ceea ce a reușit să miște înainte și ca să mai vorbim de stăpânirea și ținerea sub control acestei pandemii. Iar ultima realizare pe care o avem împreună, dar, repet, pornind de la el, este mutarea sediului de înmatriculări și permise din Gheorgheni în Someșeni. În octombrie începe mutarea, care înseamnă, iată, pentru calitatea vieții de acolo să scoți 500 de mașini care aproape zilnic îți umplu un cartier rezidențial de mare porta orașului cum e Gheorgheniu. Da, pentru asta trebuie să ai, să te preocupi fiecare zi, să vorbești cu ministrul finanțelor, să vorbești cu ministrul de interne, să vorbești cu funcționarii, nu vor, va te duci înapoi. Împreună, repet, am făcut acest lucru, dar pornind de la inițiativa pe care el a lansat-o. Deci vedeți că se pot face lucruri dacă toată lumea lucrează în echipă și, repet, așa cum îmi place mie de foarte multe ori să zic, pui cărămizi și nu dărâm. Fiecare să pună câte o cărămidă și dacă adaugă fiecare câte o cărămidă, evident că vor mai fi totdeauna lucruri mai bine de făcut. Totdeauna sunt lucruri care ne deranjează. Dar încet, dar sigur, mergem în direcția corectă. Dacă ne-am pierdut tot timpul doar în dezbinări, doar în ură, doar în atacuri de toate felurile, oamenii se scârbește și zic, mai bine, mă, oamenilor, dar voi acolo de ce ne cheltuiți banii ca doar să vă certați, să nu se vadă nimic? Haideți să corectăm lucrurile care nu funcționează corect și în baza legii. Și le-am spus și voi spune întotdeauna, nimeni nu e mai presus de lege în acest oraș, nimeni nu dă cu pumnul masă în fața nimănui, pentru că toți suntem egali în fața legii, dar toți trebuie să respectăm calitatea pe care o doresc cetățenii în toate colțurile orașului. Da, eu vă mulțumesc mult de intervenție în încheiere. Dacă vreți să le mai transmiteți ceva clujenilor. Încă o dată mă plec cu respect și multă apreciere pentru încrederea pe care mi-a acordat-o mie și echipei PNL și asigur că tot ce ține de știința și priceperea noastră va fi făcut astfel încât să nu-i dezamăgim. Le mulțumesc cu drag și respect din suflet pentru încrederea acordată. Mulțumim de intervenție. Vom părăsi acum pagina de Facebook și o zi ușor.